Această rubrică vă este oferită de Sanador. Ocluzia intestinală este o urgență medicală. Starea pacientului poate evolua rapid până în punctul în care viața este pusă în pericol. Cum se manifestă această patologie și cum poate fi tratată? Discutăm chiar acum cu medicul chirurg Teodor Buliga. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce este și cum se manifestă ocluzia intestinală? Ocluzia intestinală presupune oprirea completă a tranzitului intestinal normal, de regulă, dar nu obligatoriu, printr-un obstacol apărut undeva la nivelul tubului digestiv. Pacienții simt imediat că abdomenul se destinde, se umflă, nu mai pot emite scaune, nu mai pot emite gaze, în timp încep să verse, nu se mai pot alimenta, practic nu se mai pot hidrata la un moment dat. Succesiunea în care se instalează aceste simptome depinde foarte mult de locul unde se produce obstacolul respectiv. De exemplu, un obstacol la nivelul tubului digestiv superior, stomac să spunem, va provoca mai întâi vărsături și imposibilitatea alimentării și hidratării orale și ulterior se va opri tranzitul pentru materii fecale și gaze. În schimb, un obstacol pe colon la nivelul rectului va produce o ocluzie intestinală joasă, spunem noi, în care tranzitul se oprește brusc și vărsăturile apar puțin mai târziu. Care sunt cauzele cele mai frecvente ale ocluziilor intestinale? Ocluziile intestinale pot avea o sumedenie de cauze, mergând de la cauze inflamatorii, de exemplu o diverticulită sau o apendicită complicată, de exemplu, pot avea cauze mecanice, o eventrație sau o hernie strangulate în care intestinul a fost prins și începe să sufere. Sigur, poate cea mai frecventă în momentul de față este neoplazia, cancerul colorectal, de exemplu. Sunt foarte multe cauze, majoritatea acționează local, există însă și cauze sistemice care acționează la nivelul întregului tub digestiv. În ce constă tratamentul? Tratamentul de regulă trebuie instituit de urgență și primul lucru pe care trebuie să-l știe pacienții e că trebuie să ajungă urgent la spital. Se începe în funcție de cauza care a produs ocluzia, fie cu un tratament chirurgical, el este o urgență, de exemplu, într-o hernie strangulată, când ai la dispoziție câteva ore pentru a salva ce se poate din intestinul afectat. În schimb, pentru procese proliferative, pentru cancere, ai o scurtă fereastră în care poți să reechilibrezi pacientul pentru a-i oferi cel mai bun tratament chirurgical ulterior. Practic, pentru o ocluzie, chirurgia este prima intenție terapeutică. Pot fi rezolvate chirurgical ocluziile prin abord minim invaziv? Astăzi, da. Acum 30 de ani, de exemplu, ocluzia intestinală era o contraindicație pentru abordul minim invaziv. Dar odată cu progresele medicinei, instituirea chirurgiei robotice, de exemplu, se poate rezolva o ocluzie intestinală inclusiv prin abord minim invaziv după o minimă pregătire care are ca scop degajarea parțială a abdomenului, scăderea presiunii în abdomen. După care, procedele robotice laparoscopice pot fi aplicate fără probleme. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Cu mare plăcere. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.